Vin imagini incredibile din Constanța, acolo unde un șofer posesor unei mașini 4x4 a coborât scările din apropierea unei cafenele cu autoturismul îngrijorat, doar că și-ar fi putut zgâria bara, nu era îngrijorat de lege sau de bun simț. Alexandra Ghețea vine chiar acum cu toate informațiile. Alexandra, bună ziua! Imaginile au fost surprinse de către oamenii care se aflau în parc, pentru că acea zonă este totodată o intrare către parcul din Constanța, cel mai mare parc de altfel. Așa că oamenii au filmat aceste imagini și se vede clar cum șoferul coboară câteva trepte cu autoturismul, după care se oprește, coboară din mașină, se uită dacă nu cumva și-a lovit mașina.